Bine ați venit la Minecraft, viața la școală! Fraților, ne aflăm într-o situație de viață și de moarte. În momentul de față, cred că mai avem aproximativ o zi și ceva la dispoziție ca să ne salvăm școala. Pentru că Rafa, tocmai ce mi-a spus că noi, noștri colegi, fraților, care ce să vedeți de fapt, erau niște impostori care au dat foc la vechea școală cu numărul 22, plănuiesc să dea foc și la școala din Pixelburg, adică la școala unde învăț eu și prietenii mei. Și băieți și fete, suntem efectiv într-o situație foarte tensionată, pentru că Rafa, dacă știți de data trecută, mi-a spus că ei au un fel de metodă prin care o să dea foc la școală și nimeni nu o să afle că ei au făcut-o, însă nu o să-i o spună lui Rafa, pentru că el este cel nou care a fost integrat în grup și nu riscă să, ca el gen să abandoneze sau să le pună bețe în roate. Și Rafa mi-a zis să găsim noi o metodă prin care să ne dăm seama cum o să dea ea foc la școală. Fraților, acum este vineri seara, este trecut de ora 12. Mâine, adică o să mă duc acum acasă, o să mă culc și o să fie ziua de vineri la școală și după sâmbătă o să se dea foc. Dar ce o să facem, fraților? Și fiți atenți că în momentul de față mi-a venit o întrebare în minte. De ce dau foc sâmbătă la școală? Nimeni nu merge sâmbătă la școală, fraților. Foarte, foarte ciudat. Rafa, frățiorul, zic sincer, nu știu ce să facem, habar nu am. Cum pot eu să zic cum să aflăm de metoda prin care ăștia dau foc la școală? Habar nu am. Marius, trebuie să plec. Mi-au dat mesaj să vin acolo repede. Fii atent cum facem. Tu vorbești cu băieții și vă rog, găsiți o metodă prin care să-i opriți. Bă, Rafa, nu putem să facem asta. Cum să găsim o metodă prin care să-i oprim? Eu o să încerc să adun mai multe informații, dar nu știu dacă o să reușesc. Iar după ce ați găsit, scrie totul într-o carte și pun-o la baia băieților. După ce s-au terminat orele, o să mă duc să o iau eu de acolo. Și dacă mai trebuie să fac ceva, scrieți acolo în cartea aia. Doar așa putem comunica. Ok, deci pare că treaba e foarte serioasă, Rafa nu are deloc voie să vorbească cu noi, având în vedere că acum e în grupul băieții care dau foc la școli, se pare, dar el a zis și că să pun, deci să scriu într-o carte totul și să pun cartea la baia băieților și că o să o ia el. Ok, Rafa, hai, du-te acolo ca să nu te, cum îi zice, suspecteze aia. Eu acum, frate, o să mă duc la Amale și după o să mă duc acasă. O să trebuiască să le zic la prietenii mei ce s-a întâmplat și trebuie, fraților, să găsim o metodă prin care să-i oprim pe ăștia să nu dea foc la școală. Dar vă zic sincer, mă gândesc și nu vine nimic în minte. Cum putem, fraților, să-i oprim pe ăia să dea foc la școală, man? Oh my god, hai să zic lui Amalia să plecăm neapărat de aici, nu vrem să ne mai descurcăm. Să mergem acasă și să vedem mâine ce o să facem. Hai să plecăm. Amalia, hai să ne cărăm de aici că am vorbit cu Rafa. Marius, am început să mă îngrijorez. Ce a zis Rafa? Afla ce se întâmplă? Păi pot să spun doar că sâmbătă plănuiesc să dea foc la școală. Și dacă te întreb de ce sâmbătă, nu știu, pentru că sâmbătă, fraților, nu se întâmplă nimic. Nu vine nimeni sâmbătă la școală. Habar nu am. Deci hai să plecăm acasă și mi-a zis că trebuie să aflăm practic cum o să facă chestia asta, pentru că ăia nu vor să-i spună lui pentru că este băiatul nou și practic noi trebuie să aflăm cum. Și asta este foarte, foarte greu. Hai, Amale, hai la mașină să te las acasă și după să mă duc și eu acasă. Bună dimineața, fraților! V-aș minți dacă aș spune că am dormit aseară. Nu am dormit aproape deloc, poate maxim jumătate de oră, hai maxim o oră să spunem, pentru că la tot ce pot să mă gândesc, fraților, este cum o să dea ăștia foc la școală, care este metoda prin care dau foc la școală și nimeni nu-i prinde, pentru că se pare că pe bune există o metodă și funcționează, pentru că nimeni nu știe cine a dat foc la școala numărul 22 și dacă am merge noi acum să spunem, nu ne-ar crede nimeni, pentru că nu avem nicio dovadă. Dar, fraților, o să dau de multe întrebări, efectiv am stat toată seara și m-am gândit la ele și nu mi-a venit niciun răspuns în cap. Care e metoda prin care dau foc la școală și de ce vor să dea fix sâmbătă foc la școală, bro? În fine, fraților, când am ajuns acasă după ce am lăsat-o pe Amalia, le-am dat mesaj la băieți și le-am spus să se gândească la o metodă să facă ceva, bro. Nici ei nu prea au înțeles care-i treaba, n-au înțeles de ce fix sâmbătă se dă foc la școală, dar na, sper că au găsit o metodă și sper că o să putem să facem ceva. Hai să vedem ce orar avem astăzi. Hop, avem și 4 mesaje noi, dar prima dată hai să vedem ce orar avem astăzi. Engleză, muzică și chimie. Ok, asta trebuie să fie o zi destul de ușoară la școală. Bun, hai să vedem, fraților, 4 mesaje noi, bănuiesc, de la prietenii noștri. Amalia:
Marius, nu-mi vine să cred. Tocmai ce m-am uitat pe site-ul școlii noastre și mâine, adică sâmbătă, este anunțat un concurs de muzică. De aceea dau mâine foc la școală, iar prezența la concurs este obligatorie. Oh my god! Acum totul are sens, fraților. Oh my god! De unde știau că o să aibă loc acest concurs? Trebuie neapărat să ne grăbim. Ai vorbit cu băieții? Au aflat ceva? Ok, deci am întrebat dacă am vorbit cu băieții. O să-i răspund la școală, fraților, că acum nu pot să-i răspund. Bă, dar stați! Deci sâmbătă o să fie la școală un concurs de muzică. De-aia vor ăștia fix sâmbătă. Mamă, se întâmplă ca data trecută. Data trecută la școala numărul 22 era un bal și atunci au dat foc. Mamă, fraților, dar de unde știau chestia asta, man? Băi, misterul devine din ce în ce mai ciudat. Alex zice, neața băieți tremur, nu am putut deloc să dorm noaptea după ce am aflat aseară. Băi, vă dați seama că s-au speriat și ieri și ei știind că școala lor o să ia foc sâmbătă. Nu știu ce să facem, aveți voi ceva opțiuni? Tănase, băieți, suntem terminați. Îmi explicați și mie în ce univers putem noi să ne dăm seama prin ce mod o să dea ea foc la școală dacă Rafa nu poate să-și dea seama care mai e și în grupul lor. Băi, și fete, în general, Tănase zice prostii, dar aici sunt cam de acord cu el. Pe bune, dacă Rafa nu poate să afle metoda prin care ei dau foc la școală, cum o să putem noi să facem asta, fraților? Cum o să putem noi, bro? Cum putem să-i oprim, bă, băi, și fete? Este o întrebare fără răspuns. Putem doar să spunem tuturor să nu vină sâmbătă la școală, dar nu o să ne creadă nimeni, exact. Mai ales că o să dăm vina pe noi colegi, care practic sunt niște victime. Voi vă dați seama, frate, o să venim noi acum la școală. Eu cu băieții zicem, bă, nu vă duce sâmbătă la școală pentru că noi colegi, care toată școala, vă dați seama, frate, empatizează cu ei pentru că sunt copii care au supraviețuit unui incendiu. O să zicem, ăștia o să dea foc la școală. Bă, nu o să ne cadă nimeni, poate ne și exmatriculează. Vă dați seama ce școală ciudată, la ce școală ciudată mergem noi. Sunt șanse foarte mari chiar să ne exmatriculeze. Deci vă dați seama că n-avem nicio șansă. Ovidiu zice, de fapt, băieți, cred că am găsit soluția. Ovidiu, dar este extrem de riscantă, vă spun, la școală. Ok, Ovidiu mi-a ridicat starea de bine, ca să spunem așa. Și că a găsit soluția. Ok, frate, mie îmi convine. Haideți să mergem, frate, când mai era pe la școală să așa este aici. Mamă, deci Ovidiu a găsit soluția. Ce soluție, bro, poți să ai la genul ăsta de probleme? Știți, frate, că eu întotdeauna sunt foarte optimist și zic că orice problemă are și o rezolvare. Dar de data aceasta nu prea sunt de acord cu această zicală, sincer să vă zic. Mama, o să mă duc la școală. Marius, tu și colegii tăi păreți foarte panicați. Sigur, sunteți în siguranță? Vă pot ajuta cu ceva? Mama, stai liniștită, suntem în siguranță. Dacă cumva, știu că, na, de câteva zile tot mă întreb dacă sunt bine, dacă nu știu ce, nu te îngrijora, dacă e ceva, o să-ți zic, frate, o să-i zic eu lui mama că vreau încerc să salvezi școala să nu ia focul. Nu o să fac chestia asta, bro, dar sper să nu-și bage nasul sau ceva de genul, Doamne ferește. Haideți, fraților, să mergem la școală. Deci Ovidiu a găsit soluția. Care poate să fie soluția, fraților? Că eu pe bune nu știu. Dacă știe el care e soluția, să mă anunțe și pe mine, pentru că eu momentan n-am aflat de ea. Și vorbesc cât de serios se poate. Ok, hai să mergem la școală. Ok, sper că a venit toată lumea, bro. Cum ar fi ca ea să nu vină acum la școală? Mamă, fraților, efectiv, aș fi foarte panicat, pentru că nici măcar nu putem să vorbim cu Rafa. Pentru că nu vrea să ne dea mesaje, nu știu de ce, o fi că ăștia se uită în telefonul lui, habar nu am ce grupare ciudată sunt. Hopa, dar ce se întâmplă, fraților, la școală? Ok, uite-o pe Amalia aici, cine e? Ok, fraților, deci ăștia stau în clasă și Alex, Ovidiu și Tănase sunt sus. Amalia, îmi poți spune ce se întâmplă? Marius? Mi-a zis Ovidiu să-ți spun să mergi sus la etaj, ci că a găsit eu o metodă prin care putem să-i oprim. Eu o să stau aici să țin de 6, să fiu sigur că nu o să urce nimeni sus după voi și că nimeni nu o să vă audă. Ok, Amalia, mulțumesc, te pup, hai să mergem sus. Ia ziceți, bă, băieți, ce s-a întâmplat, băi, Ovidiu, ai zis că ai ceva metodă prin care putem să îi oprim. Ia zic, care-i treaba? Ok, Marius, ai ajuns și tu. Haideți să vă spun care e planul. Ok, o să fie ceva foarte interesant. Repet, știu că nu este un plan genial, dar asta este de departe cea mai bună variantă. Dacă zici tu,
Marius, tu mi-ai spus aseară că noi trebuie să găsim o soluție prin care să-i oprim. Și după ce am găsit, după ce se termină orele, să pui această soluție în baia băieților ca să o afle și Rafa. Da, v-am zis făcea aseară când am ajuns acasă, le-am povestit la băieți tot. N-am ratat niciun detaliu. Ok, da, asta, chiar asta am zis. Ei bine, o să pui altceva în baia băieților. Nu, o să pun soluția, pentru că Rafa trebuie să știe soluția, că dacă nu știe Rafa soluția, el e omul de interior, nu o să putem să facem nimica. Adică o să pun eu. Ce o să pui tu, bro? Mai exact, am la mine un microfon invizibil. De fapt, nu e invizibil, e de cauciuc, dar este foarte mic și dacă nu te uiți atent, nu poți să-l observi. Oh my god, fraților, nu-i bine. Știu ce vrea să zic Ovidiu. M-am gândit și eu la chestia asta, dar mi se pare extrem de riscant. Și eu m-am gândit, fraților, am văzut că și foarte mulți mi-au zis în comentarii să fac asta, să punem un microfon. Deci asta o să zică, nu? 100% având în vedere că mâine este ziua cea mare, colegii noștri o să mai vorbească de marele lor plan în absența lui Rafa. Așa că trebuie să-i auzim. Știu ce o să zică. Eu o să pun acest microfon în baie, Rafa să-l ia și să-l pună în apartamentul lor. Mamă, fraților, băi, nu! Nu, e prea riscant. Și eu m-am gândit la asta, vă dați seama, că la asta se gândește toată lumea prima dată. Să luăm un microfon, să-l punem în apartamentul lor, băieți și fete, și practic să auzim planul. Dar e foarte riscant, man, pentru că dacă văd microfonul, o să-și dea seama că Rafa l-a pus acolo, pentru că cine altcineva. Și o să fie nașpa, mă face, băi, mult prea riscant, nu știu ce să zic de planul ăsta. Mă gândeam, Ovidiu, că ai venit cu ceva mai revoluționar, ca să zic așa. Dar planul ăsta chiar e foarte, foarte ciudat. Și sperăm că până mâine să mai vorbească o dată de plan, iar noi să fim cu un pas în fața lor. Nu mă întrebați de unde am microfonul, chiar nu te întreb. Păreri la plan, Marius, mai e ceva? Băi, Ovidiu, băi... Fraților, nu știu ce să zic, man. Adică asta este singura noastră variantă, vă dați seama în momentul de față. Este de departe singura noastră variantă. Dar, man, nu știu. Bă, chiar... Na, n-avem ce să facem, bro. N-avem. Am eu un plan mai bun? N-am. Are Alex Stănase un plan mai bun? Bănesc că n-au nici ei. Asta o să trebuiască să facem, practic, Ovidiu. Mamă, dar e foarte riscant. Bă, voi vă dați seama dacă îl prinde pe Rafa, o să-l ucidă, bro. Efectiv, dacă îl prinde că pune microfonul și să vrea ăsta să pună microfonul, poate nu vrea să-l pună. Alex? Ok, Ovidiu, chiar nu mă interesează de unde ai microfonul ăla, dar planul ăsta este extrem de riscant. O să-l ucidă pe Rafa dacă o să găsească microfonul. 100% o să-și dea seama că a fost el, v-am zis. Așa v-am zis și eu, băi și fete, mamă, băi, ce situație ciudată, bro. Chiar nu știu ce să facem. Dar altă variantă nu avem. În drum spre școală vorbeam cu Tănase și ne gândeam să dăm alertă în toată școala, să zicem la toată lumea ce o să se întâmple, dar nu rezolvăm nimica. Chiar dacă, să zicem, anulau planul de la școala noastră, mergeau în altă parte și distrugeau altă școală, pe bune. Eu zic că acum avem o mică șansă să-i prindem și trebuie să profităm de ea. Corect, fraților, voi ați văzut ce plan are Antonio. Vrea să se ducă la mai multe școli din lume și să le dea la toate foc, bro. Nu știu, eu am mai văzut copii, inclusiv eu, care urăsc școala, dar asta nu e o opțiune, fraților. Trebuie neapărat să fie oprit, man. Și da, deci trebuie să-i oprim. Avem șansa să-i oprim. Deja chiar am aflat foarte multe chestii despre ei și ar trebui să-i oprim, bro, mamă, da. Băi și fete, nu știu ce să zic, bro. Tănase, tu ce zici? Planul ăsta nu e riscant, ci e extrem de riscant, dar este un risc pe care trebuie să ni-l asumăm. Marius, până când se termină orele, scrie și tu într-o carte ce are de făcut Rafa ca să puneți în baie și cartea și microfonul. Da, trebuie să-i dau niște instrucțiuni, Rafa, pe... nu pot să-i dau microfonul și să-l las acolo. Trebuie să-i dau niște instrucțiuni pe o foaie, o să mă pun să scriu o foaie de aia. Să înțeleagă totul, 100%. Acum haideți în clasă că încep orele. Haideți, fraților, nu știu, ce avem prima oră, engleză parcă? Oh my god, astăzi o să fie o zi interesantă. A început ora de engleză, fraților, și m-am apucat și eu să scriu la cartea aia, pentru că scriu într-o carte ce trebuie să-i dau lui Rafa în baia băieților, însă a venit doamna profesoară de engleză și ne-a trătit un test pe masă. Ce e asta, doamna profesoară? Wow, sunteți mai mulți decât îmi amintesc eu. Da, chiar suntem. Trebuie să ținem pasul cu notele imediat și se termină anul școlar. Știu că știți că eu nu vreau să vă sâcâi la cap cu anumite lecții. Tot ce mă interesează pe mine este să știți să traduceți din engleză în română și invers.
Ok, apreciem. În testul pe care vi l-am dat, aveți 20 de cuvinte în engleză. Traduceți-le și luați nota 10. Haideți că sunteți copii deștepți. Ah! Ok, băi, easy. Deci ne-a dat un test? Oh, avem 20 de cuvinte și trebuie să le traducem în română. Ia vedeți, fraților, că învățați și puțin engleză în episodul ăsta. Mamă, bă, da, trebuie să ne grăbim să terminăm testul ăsta, fraților, că trebuie să-i scriu lui Rafa instrucțiunile alea, man. Ok, test la engleză. Traduceți în limba română următoarele 20 de cuvinte. Hai să vedem. Eu zic că iau 10, bă, sunt bun rău de tot. School, școală. Super easy. Paper, foaie. 3, copac. Fork. Mamă, fraților, vai. Fork nu știu dacă este cumva ori lingură, ori furculiță. Fork cred că este furculiță totuși. Sau furcă. Gen se zice, nu, furculiță. Hai să zicem furculiță slash furcă. Nu intră, furculiță. Pen, tigaie, în cazul în care nu știați. Fried. Fried. Fried înseamnă prăjit, man. Fried chicken. Știți KFC, Kentucky Fried Chicken. Prăjit. Fries, cartofi. Mamă, fraților. Fried fries, n-am auzit niciodată. Ok, French fries. Uitați-vă cum a schimbat acolo. Fried și fries, mamă, ok. Mai departe, mamă, stați că acum trece pe niște cuvinte mai complicate. Avem cuvântul well-known. Well-known înseamnă bine știut. După avem unknown, care este necunoscut. După avem cuvântul teacher, care este profesor. După avem cuvântul ma'am, care este doamnă, dacă nu mă înșel. Cred că asta înseamnă doamnă, băieți și fete. Nu știu, corectați-mă la comentarii, căutați până faceți ceva, eu acum nu pot să copiez. Așa. La 12 avem keyboard, tastatură. Da, asta e easy, tastatură. Avem book, carte, da. Notebook, caiet. Parent, părinte. Bride, în cazul în care nu știați, e mireasă. 17, bus, autobuz. Și mamă, mai avem încă 3, nu? Da, avem truck, camionetă sau camion. Camion o să zic. Sau ca... Hai, nu. Bă, camion? Camionetă. Camionetă, așa o să zic, în fine. Children, copii. Foarte important, fraților, asta este un joc de cuvinte. Children înseamnă copii. Nu există children's, nu, copii. Children înseamnă copii. Și direction, direcție, nu? Ok. Bun, sper că am făcut totul bine, fraților. Haideți înainte să ne scriem numele și să predăm testul, să ne uităm pe aici. Test englez, paper, foaie, fried, ok. Bă, eu zic, fraților, că am făcut totul bine, sincer. Nume, Marius Iancu. Iancu Alex. Bun. Haideți, fraților, că am terminat. Uiteați ce doamna profesoară. Haideți să terminăm ora asta ca să mă pun să îi dau instrucțiunile lui Rafa. Fraților, simt că o iau razna. Tocmai ce s-a sunat de pauză, dar ghiciți ce? Nu s-a sunat de pauză să înceapă pauza, ci s-a sunat de pauză să se termine pauza, pentru că doamna profesoară de engleză nu a reușit până acum să corecteze testele la toată lumea și ne-a ținut în pauză. Băi, nu știu ce se întâmplă la școala asta, dar în ultimul timp toți profesorii ne țin în pauză. Doamna profesoară, ați terminat de corectat testele? Îmi cer scuze, copii, că v-am ținut și în pauză, dar mă mișc și eu mai greu, sunt bătrână, nu am ce să fac. Acum mă simt prost că am comentat, îmi pare rău. Sunt doar note de 9 și de 10, dar pentru că v-am ținut în clasă, o să dau la toată lumea nota 10. Îmi place că știți limba engleză. Doamna profesoară, să vă dea Dumnezeu sănătate, fac și o cruce pe tot dumneavoastră, Doamne ajută, ok, bă, uite. O profesoară foarte de treabă, chiar mă simt prost că am comentat maca-maca, Alex... Haide că e destul de treabă profa asta, pe bune, chiar. Acum, nu știu ce o să avem, cred că o să avem muzică, dacă nu mă înșel.
Băieți și fete, a început ora de muzică, dar nici urmă de doamna profesoară sau domn profesor, nici măcar nu știu ce avem la muzică, fraților, că n-am făcut niciodată, dar Rafa a zis că are de făcut un anunț. Băi, ăsta s-a făcut profesor de muzică sau care-i treaba? Alo, grădinița, toată lumea atentă la mine. A spus doamna profesoară de muzică că astăzi nu poate să ajungă la oră, ca întotdeauna, dar neapărat mâine... Toată lumea să fie prezentă la concursul de muzică din sala de sport. De fapt, ar trebui ca nimeni să nu fie prezent acolo, doar zic și eu. Absolut toată lumea prezentă. Prezența este obligatorie, cine nu vine primește notă mică. Acum o să avem o oră liberă, fiți liniștiți. Mamă, perfect! Fraților, avem o oră liberă. Pot să scriu cartea asta lui Rafa, cine să-i zic ce să facă. Ovidiu, ai auzit? Avem o oră liberă. Acum e momentul, Marius. Fii atent, să-i spui neapărat că pentru a porni microfonul trebuie să apese pe butonul roșu, ok? Iar ca să-l oprească, să apese pe butonul roșu încă o dată. Și dacă vrea să audă înregistrarea, să apese pe butonul albastru. Mini microfonul ăsta are și difuzor, e genial. Nu o să-l întreb pe Ovidiu de unde a făcut rost de așa ceva, dar stați puțin să reținem. Deci, porești microfonul, apeși pe butonul roșu, îl oprești, mai apeși o dată pe butonul roșu și dacă se aude înregistrarea, dacă vrei să auzi înregistrarea, apeși pe butonul albastru. Ok, bun. Haideți, fiți atenți, fraților, fiți atenți. Scriu aici. Deci, pentru Rafa, da? De la Marius, punem așa. Și scriu, fraților, ca și cum aș vorbi eu, da? Zic eu, Rafa, avem o rezolvare... dar este foarte riscant. Băi, sper, frate, o să cerc să o fac așa mai așa cu dragoste și cu dulce, să nu-și dea seama că e ceva foarte, foarte tâmpesc. Rafa, avem o rezolvare, dar este foarte riscantă. Singura noastră șansă ca să îi oprim pe nenorociții ăștia ar fi să le aflăm planul și știm cum modul prin care putem să o facem. Deasupra cărții, deci asta o să pun cartea și o să pun și microfonul, deasupra cărții vezi un microfon foarte mic, aproape invizibil. Data viitoare, când te duci în apartamentul lor, ascunde acest microfon undeva. Să-i dau așa și un sfat, sub masă. Nimeni nu se uită sub masă sau într-un loc unde nu este vizibilitate. Cred că ăsta ar fi cuvântul cel mai corect. Neapărat după ce l-ai plasat, să apeși pe butonul roșu. Ce s-a auzit, fraților, din dreapta? Pe butonul... Ce... Faci o de ceva. A, ia uite, o văcuță. În fine, așa. După ce l-ai plasat, să apeși pe butonul... Pe butonul ăsta, să apeși pe... Butonul... Pe butonul roșu, ca să înceapă filmarea. Iar după, dacă vrei să o oprești, să apeși încă o dată pe butonul roșu. Și după... apasă pe butonul albastru ca să auzi înregistrarea și să afli ce au vorbit. Știu că este foarte riscant, știu că dacă Doamne ferește o să fii prins, o să fii ucis, dar crede-mă, Rafa, este singura noastră șansă. Acum nu te oblig să o faci, dar decizia se află la tine. Dacă vrei să îți asumi acest risc și să încerci să salvezi pe toată lumea, să știi că ești un erou. Tu dă-mi mesaj noaptea, tu dă-mi mesaj dacă poți noaptea ca să știu... Dacă ai pus microfonul sau dacă ai aflat ceva. Bun. Fraților, cred că am făcut totul bine, nu? Hai să citim ce... Ok, nu. Hai să începem. Ba da.
pentru Rafa de la Marius. Rafa, avem o rezolvare, dar este foarte riscantă. Singura noastră șansă ca să-i oprim pe nenorociții ăștia ar fi să le aflăm planul și știm modul prin care putem să o facem. Deasupra cărții vezi un microfon foarte mic, aproape invizibil. Data viitoare când te duci în apartamentul lor, ascunde acest microfon undeva. Sfat sub masă sau într-un loc unde nu este vizibilitate. Neapărat după ce l-ai plasat, apeși pe butonul roșu, nu știu ce. Știu că este foarte riscant, știu că dacă Doamne ferește o să fie prins, o să fie ucis, dar crede-mă, Rafa este singura noastră șansă. Sper să fie de aceeași părere cu mine. În fine, fraților, nu o să mă duc acum la baie, ca să nu pară suspect. O să stau aici și o să aștept să vină ora de chimie, cred că avem acum ultima oră, și o să o întreb pe doamna de chimie dacă pot să mă duc la baie ca să las această carte. Bun, fraților, ne aflăm în mijlocul orei de chimie. Am aici cartea în mână și o să o întreb pe doamna profesoară care predă, habar n-am ce predă că n-am scris nimica, o să o întreb dacă mă lasă să mă duc la baie și o să revin imediat. Doamna profesoară, poți să mă duc până la baie? Da, poți să te duci, dar să fii rapid înapoi că este o lecție importantă. Ok, ok. Ovidiu, vezi că mă duc. Îmi dai acum microfonul sau te duci tu? Ok, mă duc și eu peste 10 minute să nu suspecteze nimeni nimica. Perfect, ok, hai că mă duc. Bun, ok. Am ieșit din clasă, fraților. Deci, vedeți, avem aici cartea cu toate informațiile pe care trebuie să le afle Rafa și trebuie să mă duc la baia băieților. Știu unde este baia băieților, am mai fost o singură dată în timpul orei, nu mai știu ce ore aveam. Am mai fost o singură dată, hai să mergem, fraților. Bro, da... Ia stai două secunde, eu când am fost la baie nu scria care e baia băieților sau care e baia fetelor. Uite aici e. Mamă, fraților, care e baia băieților și care e baia fetelor din astea, man? Oh my god, nu mai știu. Eu parcă m-am dus la asta din stânga. Baia fetelor, mamă, m-am dus până acum la baia fetelor. Ok, Doamne, ajută că nu m-a văzut nimeni. Ce-i asta? Ok, bun. Asta e baia băieților, bun. Deci avem aici cartea, fraților, trebuie să o lăsăm undeva. Băi, stai, oprește asta, oprește așa. Bun, baia băieților. Unde e? Aici? Hai să lăsăm cartea aici undeva, uite. O lăsăm aici, fraților. Mamă, sper să o găsească Rafa, să nu cumva să se întâmple ceva. Stau și eu așa aici puțin. Uite, hai că mai dau o dată drumul asta. Da. Ok. Ca să mai stau și eu să pierd vremea să zic ăștia că fac ceva la baie. Bun. Ia, pot să mă duc și la chestiile astea. Uite, mai aminăm și noi școala asta puțin. Ok, bun. Haideți, fraților, hai să mergem acum înapoi. Haide că m-am dus rapid la baie. Băi, deci Ovidiu trebuie să se ducă peste 10 minute să lase microfonul acolo. Nu știu de ce nu mi l-a dat mie. În fine, nu prea ne-am sincronizat așa de bine. Și după Rafa, după ce se termină orele, trebuie să meargă el să vadă care-i treaba acolo. Ok, mamă, fraților, am ales clasa greșită, în fine, acolo nu era nimeni. Bună ziua, doamna, am revenit. Ovidiu, am făcut, hai. Mă pun aici și aștept să se termine ora. Bun, frați și surori, s-a terminat și ora de chimie și tot ce putem să facem acum este să așteptăm să primim un semn de la Rafa. După ce m-am dus eu la baie, fraților, peste aproximativ 15 minute s-a dus și Ovidiu și după ce s-a terminat ora, ei au plecat, au zis Rafa să-l aștepte puțin pentru că trebuie să se ducă până la baie. Deci asta înseamnă, fraților, că și Rafa s-a dus la baie. Sper că a înțeles și sper, Doamne ajută, adică băi, vă dați seama, fraților, că îl punem într-un risc enorm. Este alegerea lui dacă vrea să facă asta sau poate are el o idee mai bună. Cine știe, da? Nimeni nu poate să știe. Băieți, fete, adică Amalia, că Alexia a plecat, ce ne mai rămâne să facem? Să așteptăm. Fraților, acum tot ce trebuie să facem este să așteptăm un semn de la Rafa. Are cineva vreo idee cum o să ne contacteze? Băi, eu i-am scris acolo pe carte că dacă e ceva, să-mi dea mesaj neapărat noaptea. Că altcumva n-avem cum să comunicăm cu el. Nu, că nu ne-a zis să ne vedem niciude, n-a zis nimica. Gen. Și sâmbătă, poate mâine putem să comunicăm cu el la concurs, dar nu știu, man, în fine. Tănase? Vă spun eu, o să găsească el o metodă. Întotdeauna găsește. Mâine ne vedem la școală, la concurs. Sper să fie totul bine, Doamne ajută. Băi, dacă îmi dă Rafa mesaj, vă informez și pe voi instant. Ovidiu, credeți că a mers la baie și a luat tot? Băi, da, eu l-am văzut cum s-a dus la baie. Ok, nu l-am văzut cum s-a dus la baie, l-am văzut că s-a dus în partea aia, dar după a ieșit pe cealaltă parte. Că ați văzut că la baie poți să ieși pe cealaltă parte. Deci, da, nu se știe, nu se știe. Amalia, na, ne auzim acasă, te pup.
Marius, tu sincer crezi că o să ieșim cu bine din toată nebunia asta? Băi, cred că este cel mai riscant lucru pe care l-am făcut vreodată și știți că am fost în niște situații foarte, foarte riscante, dar am încredere în Rafa. Am încredere că poate să lucreze bine sub presiune și că o să fie totul bine. Doamne ajută! Hai că eu să mă duc acasă, vă dau mesaj dacă se întâmplă ceva. Amalia, oricum noi vorbim toată ziua, da? Dar vă dau vouă, băieți, mesaj. Nu o să intru pe calculator pentru că vreau să dorm. Vreau să văd dacă pot și eu, fraților, să mă odihnesc puțin. Știți ce zic? Că pe bune, chiar nu prea am dormit în ultimele zile. Mamă, băieți și fete, numai la asta mă gândesc. Sper că Rafa a luat totul. Mamă, și sper că alea încă erau acolo, să nu se fi despaunat sau ceva de genul. Jesus, atâtea întrebări, fraților, și totuși așa, atât de multe întrebări și atât de puține răspunsuri. Am încercat să fiu și eu mai filozof. Acum să mă duc acasă și fac pariu, fraților, că acum, când o să mă duc acasă, mama iar o să mă întrebe de dacă mă simt bine. Bă, își dă ea seama, fraților, că îi ascund ceva, că na, e instinctul ăla, dar... Na, sper să nu se bage peste noi sau ceva de genul. Sincer, sper să nu se bage peste noi, că na, eu știu pe mama așa mai protectivă, sper să nu ne strice combinația. În fine, hai să fim atenți, să lăsăm ăsta aici și zic lui mama că am ajuns. Let's go! Salut, mama! Am venit de la școală, acum o să mă duc sus și o să mă bat puțin în pat pentru că efectiv mor de somn. Marius, eu am o presimțire că mi-a spus ceva. Nu pot sta așa, trebuie să ajut. Mama, stai liniștită, nu ți-ascund nimica, pe bune. M-am comportat mai ciudat zilele astea pentru că nu prea am dormit noaptea, că m-am certat cu tovarășii mei și chiar, na, mă simt destul de prost, dar stai liniștită că o să mă revin. Mă duc acum, atrag un pui de somn și mi-am revenit. Bun, frate, sper că asta a calmat-o. Ne ducem sus, ne punem să ne culcăm și așteptăm mesajul de la Rafa. Băi, fraților, este aproape ora 10 seara, după cum puteți vedea, stăteam aici cu mama și mai povesteam și noi că nu prea mai povestit și sincer, efectiv, pe minut ce trecea, îmi dădeam seama că s-a întâmplat ceva ciudat cu Rafa, dar uitați-vă că am primit un mesaj nou de la el chiar în momentul de față. Mamă, deci asta înseamnă, fraților, că oficial Rafa a aflat ceva, hai să vedem. Rafa: Marius, am aflat totul. Vino rapid în baia băieților de la școală ca să-ți spun. De ce nu mi-a scris aici ce a aflat? Nu era mai sigur. Dar nu a anunțat pe nimeni. Cred că avem un spion la noi în grup. Vino singur, nu a anunțat pe nimeni, nici măcar pe Amalia. What? Amalia e spion? Ne vedem în 5 minute acolo. Bă, frate, e ceva ciudat la mesajul ăsta, frate. Nu știu dacă doar mie mi se pare, dar zice a aflat totul, vine rapid în baia. De ce nu mi-a zis aici ce a aflat? Nu era ideea că trebuie să fim cât mai secretoși? Nu e riscant să ne vedem acum la școală? Poate ei acum sunt și acolo la școală. Dar să n-anunț pe nimeni, bă, e ciudat, dar în fine. Fraților, și ceva, l-am pus pe Rafa într-o situație mult prea riscantă ca să mai bănuiesc încrederea, să n-am încredere în el. O să mă duc. Mama, o să ies puțin aici afară, să mă văd cu un prieten, să-i dau ceva lecții. Vin în 10 minute înapoi. Marius, la ora asta, da, e ceva foarte urgent. Haideți, fraților, să plecăm rapid. Mama, dar nu știu, nu-mi priește mie ceva cu mesajul ăsta, bă, băieți și fete, bă. Bă, e ciudat mesajul. Nu știu cum să vă explic, e ciudat mesajul, fraților, dar na. În fine, haideți să luăm ăsta și să plecăm. Doamne ajută, bro, să fim sănătoși și să nu se întâmple ceva, dar... Na, bă, ok, haideți că deja să ne simțit și... Dau impresia că n-am încredere în Rafa și l-am pus să facă foarte multe chestii, da? Deci hai să vedem, mergem acolo, o să-mi și parchez mașina, fiți atenți. O să-mi și parchez mașina într-un loc mai ciudat, deci iară să mă duc în baia băieților, a spus, nu? Bun, păi fiți atenți. Îmi parchez mașina, uite aici, lângă mașina asta, hai, o parcăm aici. Bun, ok, haideți să intrăm în școală, hai să intrăm și pe aici, haideți să facem, că băi, o jucăm foarte bine. Deci trebuie să mergem în baia băieților, ok, hai să vedem. Am intrat... dar nici nu ne ajută să intrăm pe aici. Mamă, ce clase ciudate sunt aici. Ok, hai, trebuie să intrăm tot pe acolo. Nu-i nimeni la noi în clasă, ok. Deci, se pare că Rafa nu mi-a dat țeapă, bun.
Mamă, bă, mă simt așa de ciudat să merg singur noaptea prin școală, pe bune, băi și fete, chiar un sentiment foarte, foarte nașpa. Ok, haideți să mergem tot în față până la urmă, nu? Că ce se poate întâmpla? Unde-i baia? Ah, aici e baia. Fraților, baia băieților, unde-i Rafa? Băi, sau a zis că Gigi Mateu să vină aici, poate trebuie să vină? Oh, ok. Bă, da, stai, poate în baia fetelor am curcat băile. Aici. Ok, fraților, nu înțeleg. Rafa nu e niciunde, bro. Sau poate nu se referea la asta, poate se referea că mi-a lăsat ceva aici în baia băieților, gen? Adică eu nu cred că e cazul, că dacă eram zice, dar poate... Ce ziceți, băieții? Credeți că este un chest pe acolo? Sau să fie un chest pe aici, amen? Nu. Băi, poate trebuie să vină... Ah! Aoleu! Aoleu! Profesor! Până aici a fost, norocitule! Nu, băi, ce vreți să faceți? Nu! Mamă, fraților, ce mă doare capul, băi, nenorocitul ăla mi-a dat în cap... Unde... Rafa! Fraților, unde mă aflu? Băi, am fost răpit, băi! Donald, Antonio și profesor, Rafa, ce se întâmplă? Unde suntem? Marius, te-ai trezit! E vineri, ora 11:30. Ah, deci, ok. Credeam că am dormit ore întregi. Am dormit câteva zeci de minute. Îmi cer scuze, m-au prins. Și-au dat seama de microfon și acum ne țin captiv aici. Nu am aflat planul, am eșuat. Mamă, bro, i-a prins pe Rafa și m-a luat și pe mine. Mâine o să dea foc la școală și noi nu o să putem să facem nimic, ca suntem morți. Mamă, Rafa, frate, oricum te-au prins, bă, Rafa, băi. Băi, și fete, ce facem acum, amen? Să te blocați aici, putem să-i vadăm cumva, avem vreo șansă, bro? Ce e aici? Mamă, băi, și fete! Ia uite-i pe ăștia, băi, lăsați-ne să plecăm, man! Antonio, ha, uite ce se întâmplă când te baci unde nu-ți fierbe oala. Marius, am și o întrebare pentru tine, dar să-mi răspund sincer, zi-mă, criminalule... Dacă chiar te crezi așa de inteligent și ți-ai dat seama că o să dăm foc la școală, de ce, Doamne iartă-mă, nu ai păstrat informația pentru tine și pur și simplu nu veneai mâine la concurs și nu muriai? De ce vrei să salvezi pe toată lumea? Pentru că nu vreau să vă las să mai faceți prostii de-așa să dați foc la școli. Nu ți-e de ajuns că te salvezi pe tine? Nu mi-e de ajuns! Donald? Se pare că acum nici pe tine nu o să te mai salvezi. Ha! Înainte să plecăm către școală, o să dăm foc și la apartamentul ăsta. Voi doi o să fiți morți. Nu, oh my god, fraților. Până aici n-a fost. Aia suntem. Profesorii, mamă, tu nenorocitele, mi-ai dat în cap. Hai, gata cu prostiile. Antonio, te așteaptă jos Kevin și Julia ca să mergem să facem ultimele pregătiri. Mamă, fraților, deci acum este vineri seară și mâine, sâmbătă dimineață, o să dea foc la școală. Eu am niște treabă înainte și după ne vedem acolo. Știi tu unde? Nu-mi zice locația. Donald, tu trebuie să rămâi aici ca să-i păzești pe fraierii ăștia. Mâine dimineață, înainte să vii la școală și să faci partea ta din plan, aruncă pe jos un chibrit. Aici peste tot e dat cu benzină. Mamă, simte și mirosul. Hai, mișcarea. Fraților, ce facem? Efectiv, suntem blocați aici. Fraților, a trecut o oră de când sunt aici și efectiv simt că nebunesc. Nu știu ce pot să fac, băi, trebuie neapărat să ieșim de aici. Băi, Rafa, zi-mă, frățiorul, cum facem să ieșim de aici, băi, pe bune? Trebuie să existe o cale, trebuie să evadăm și după să-i oprim, să facă planul ăsta și să salvăm pe toată lumea. Marius, trebuie să evadăm de aici, ce facem, cum facem, o să murim și noi și ceilalți. Nu, trebuie să existe o cale. Hopa! Hopa, ce hopa, că niciun hopa. Aici? Hopa, niciun hopa nici aici. Păi mor, cum să sar de la etaj, mamă, fraților? Băi! Sau credeți că aș putea să sar acolo? Să încerc să sar acolo, fraților? Eu cred că pot ajunge, dar nu, mamă, o să-mi rup piciorul până... Nu.
Mamă, nu, e prea riscat. Mamă, ce face, man? Mamă, sper că nu ne-a auzit Donald. Ce faci, bă, frate? Stai aici. Bă, ce faci, citați atâta? Vreți să vă împuși? Nu, mă, nu, stai aici. Nu, 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 frate, fiți atenți. Fiți atenți ce o să fac. Cred că o să sar aici, fiți atenți. O să așteptăm puțin. Mai aștept puțin să se calmeze Donald și cred că o să sărim. O să sărim aici. Fraților, am mai trecut jumătate de oră și cred că e momentul. Cred că e momentul. Rafa, ești pregătit? Marius, s-a auzit ceva. Ce s-a auzit? Băi, și fete? Ce se întâmplă? Unde-i Donald? Ce scrie acolo? Fraților, ce se întâmplă? Sânge. Bă, Rafa! Fraților, cine e acolo? Bă! Oh my god, băi și fete, polițistul Mike! Polițistul Mike a venit să ne salveze, l-a omorât pe Donald! Domnule polițist! Domnule, cum? Cum ați ajuns aici? Cum știați unde suntem? Domnule polițist, ce s-a întâmplat? Cum știați toate astea? Ce s-a întâmplat? Cum sunteți aici? Marius îi știa fără da! Am multe să-ți spun, da și eu! Domnule polițist, Mike, cum ai ajuns aici, man?